Cartea Proverbelor, partea 1. Autor John MacArthur Cartea Proverbelor Titlul din Biblia ebraică este Proverbele lui Solomon Conform Proverbe 1, capitolul 1 Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel La fel și în Septuaginta, LXX, în limba greacă Cartea adună la oaltă 513 dintre cele peste 3000 de proverbe pe care le-a gândit Solomon un împărat capitolul 4, versetul 32. A rostit 3000 de pilde și a alcătuit 1005 cântări. Eclesiastul, capitolul 12, versetul 9. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Împreună cu câteva proverbe ale altor persoane influențate, probabil de Solomon. Cuvântul proverb înseamnă a fi asemenea, la fel ca. Deci, Proverbe este o carte alcătuită din comparații între imagini concrete, simple și adevărurile cele mai profunde ale vieții. Proverbele sunt afirmații sau exemplificări simple, morale, care scot în evidență și învață realități fundamentale ale vieții. Solomon a căutat înțelepciunea lui Dumnezeu. 2 Cronici 1 1, versetele 8 la 12. Solomon a răspuns lui Dumnezeu, Tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și mai ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu David, fiindcă mai pusă să domnesc peste un popor mare la număr, ca pulberea pământului. Dă-mi dar înțelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor, că Cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? Dumnezeu a zis lui Solomon, fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judești pe poporul meu peste care te-am pus să domnești, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine. Și au oferit ziceri cumiez, menită să-i facă pe oameni să se gândească la, în primul rând, frica de Domnul și, în al doilea rând, trăirea pe baza înțelepciunii lui. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 1, versetul 7. Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 9, versetul 10. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Esența acestei înțelepciuni este personificată de Domnul Isus Hristos. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și voi, prin el, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Sintagma proverbele lui Solomon este mai curând un titlu decât o declarație solemnă a paternității literare. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 1, versetul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Dacă regele Solomon, care a condus Israel Israelul între anii 971-931 înainte de Hristos și a primit înțelepciune extraordinară de la Dumnezeu, conform întâi împăraților. Capitolul 4, versetele 29 la 34. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol și faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. A rostit 3000 de pilde și a alcătuit 1005 cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit, de asemenea, despre dobitoace, de despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Este autorul secțiunii didactice, capitolele 1 la 9 și al proverbelor din capitolul 10, începând cu versetul 1 până la capitolul 22, versetul 16, foarte probabil el este doar cel care a adunat zicerile înțelepților, din capitolul 22, începând cu versetul 17, până la capitolul 24, versetul 34, care au o dată nesigură de dinaintea domniei lui Solomon. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 22, începând cu versetul 17. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze, pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine, n-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimit, nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu a supri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor cei despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprins cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun și printre cei ce dau zălog pentru da. Căci, dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să-ți ia patul de sub tine. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Puneți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu poftim în cărurile lui alese, căci sunt. O hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești. Nu-ți spune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este. Căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea acelui pismaș și nu pofti mâncărurile lui alese. Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet, mănâncă și bea, îți va zice el. Dar inima lui, nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el ne socotește cuvintele tale înțelepte. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, căci, dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și lăuntrul meu se va veseli, când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu spizmuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea ascultă, fiule, și fii înțelept, îndreaptă inima pe calea cea dreaptă, nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne, căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Înțelepciunea, învățătura și pricepția. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strântă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vai? ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină, ai cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilis. Ochii ți se vor vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. Nu pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei. Că inima lor se gândește la prăpăt și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin Știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfednicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât pă și bat jocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce vechează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui, fiule, mănâncă miere, căci este bună și fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura o digna, căci cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se vese lască inima când se potignește el, ca nu cumva domnul să vadă să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, temete de domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Iată ce ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproape lui tău. Ori ai vrea să înșel cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu. Îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spin, acoperit de mărăcini. Și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și culoarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipez puțin, să mai încrucișez mâinile puțin, ca să mă Odihnesc. și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Colecția din capitolele 25 la 29 a fost compus inițial de Solomon, dar copiată și inclusă ulterior de Ezechia, regele lui Iuda, anii circa 715-686 înainte de Hristos. Capitolul 30 reflectă cuvintele lui Agur și capitolul 31 cuvintele lui Lemuel, care se poate să fi fost Solomon. Cartea Proverbe nu a fost aranjată în forma finală până în vremea lui Ezechia sau mai târziu. Solomon a scris aceste proverbe înainte ca inima lui să se îndepărteze de Dumnezeu. Cartea Întâi Împăraților, capitolul 11, versetele 1 la 11. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon. Moabite, Amor Monite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel. Să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci va întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele iau a bătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre azi Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astarteia, zeița Sidonienilor și după Milcom, ureciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloch, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jerfe Dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își se inima de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei. Dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului, și Domnul a zis lui Solomon: fiindcă ai făcut așa, și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Solomon a scris aceste proverbe înainte ca inima lui să se îndepărteze de Dumnezeu. De vreme ce cartea prezintă o perspectivă evlavioasă și este adresată celor naivi și tineri care au nevoie să. Să învețe să se teamă de Domnul. Solomon a mai scris și psalmii 72 și 127, ecclesiastul și cântarea cântărilor.